De asemenea, guvernul vrea să mențină plafonat și prețul asigurărilor auto-obligatorii. Plafonarea ar urma astfel să fie prelungită cu încă 3 luni până pe 30 iunie. Marina Filimon ni se alătură în cele ce urmează cu toate datele. Marina, care sunt noutățile? Gabriela, bun găsit! Această metodă nu ar face altceva decât să plafoneze prețurile RCA din prezent. Este o măsură care ar combate creșterea excesivă a prețurilor. Amintim că guvernul intervine pentru a patra oară în ceea ce privește stoparea prețurilor RCA. Inițial s-a decis o stopare a creșterii până în data de 5 aprilie 2023 pe fondul falimentului cu fostul lider RCA. Mai exact, prețurile RCA au fost plafonate atunci la nivelul propriilor tarife de primă a fiecărui asigurator. De menționat este că ulterior această perioadă a fost prelungită până în 31 decembrie 2023 și de menționat și interesant este faptul că în perioada ianuarie-martie 2024 au fost înregistrate peste 21.000 de solicitări alocate asiguratorilor cu risc ridicat în ceea ce privește fiecare asigurator RCA cu număr aproximativ de 2600 de astfel de asigurați. Astfel, urmează să vedem o nouă prelungire a plafonării prețurilor la RCA.